Eu cred că în clipa de față chiar se deschide o epocă plină de speranțe pentru România. Pentru că această conjuncție care s-a creat între un președinte care are valorile unei agende publice și care a fost votat majoritar, împreună cu un guvern, conjuncția dintre el și guvern, poate să declanșeze această refacere a României după dezastru care a existat. Deci drama pe care am trăit-o noi a fost această disjuncție Între un președinte cu un set de valori Care nu se regăsea în Parlament și în Guvern Asta e drama pe care am trăit-o în acești trei ani Acum e vina că am ajuns aici Eu continui să spun Că spre deosebire de anii de înainte de 90 Când nu exista Niciun fel de respirație pentru atitudinea civică, pentru reacție, pentru implicare și libertatea noastră de cetățeni nu exista pentru că nu mai aveam calitatea de cetățeni. Totul ni se întâmpla venind de din afara noastră. După 90, odată intrați în, în palida democrație cum era firea să fie la început, deodată lucrurile a început să depindă de noi. Și, în 2000, și ce s-a întâmplat în acești trei ani, cade tot în răspunderea noastră. Pentru că în 2016 am auzit acest discurs care a fost fatal pentru toată țara că nu mai are rost să mergi la vot. Și atunci a fost căderea aia teribilă în care PSD-ul cu tot ce a avut mai prost în el, cu toată pegra acelui, pe mine, pseudopartid a venit la putere pe lehamitea generalizată pe trufii uneori, pe superiorități false, oferta care mi se face nu mă interesează și așa mai departe. Au pe conștiință toți cei care au stat atunci acasă ce-am pățit pe urmă. Ori acum, lucrurile s-au petrecut pe dos. Și șansa pe care o avem ca să se producă o aglutinare reală de puteri și de voințe și de proiecte comune, e foarte mare. Dar vom vorbi, dacă vreți, mai departe. Ar merita făcut un bilanț între ce a însemnat Viorica Dăncilă în istoria acestei țări și ce răspundere au căzut pe, a căzut pe umerii lui Iohannis, lui Claus Iohannis, în al doilea mandat.